Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din Noutăți și licuri pe Fortnite. Mă bucură faptul că avem în ultimul timp extrem de mult content și putem să facem episoade cu noutăți și licuri pe Fortnite. Așa că, oameni buni, astăzi o să discutăm despre itemele gratis pe care le putem obține făcând o chestie extrem de simplă în joc, pe care efectiv toată lumea o poate face, dar trebuie să fiți foarte atenți, pentru că despre chestia asta o să discutăm în clip și o să mai discutăm și despre multe schimbări pe care le fac cei de la Fortnite în joc și cred că știm de ce fac asta, pentru că în ultimul timp ne-am obișnuit ca să nu mai fac atât de multe schimbări, nici măcar să nu avem patch notes-uri și cred că ei fac chestia asta doar pentru că au fost nominalizați la Games Award. Așa că, băi, oameni buni, o să discutăm despre multe chestii în episodul de astăzi și nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade cu chestii așa de easter egg-uri și chestii șmechere de pe Fortnite pe care nu le vezi altundeva. Așa că, oameni buni, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și să adăugați codul ZASAMI în item shop dacă mă susțineți. Bun! Și după cum am spus, iteme gratis. Și deja când știți că sunt iteme gratis, deja știți că nenea Samuel este acolo primul în frunte și cu băieții mei după mine pe care îi anunți. Băi, băieți, cei de la Fortnite lansează un concurs care este destul de șmecher și e sincer cam prea șmecher concursul ăsta, pentru că primești și o chestie fizică, adică o chestie efectiv, uite de exemplu cum e telefonul ăsta, bum, tu primești o chestie în realitate, da, pur și simplu cei de la Fortnite au lansat un concurs de pescuit. Ați auzit bine? Au lăsat un concurs de pescuit și ce înseamnă chestia asta? Știm că există 5 tipuri de pești în Fortnite pe care poți să-i pescuiești. Efectiv există top angler, small fry, flopper, slurpfish și mythic goldfish. Da, mythic goldfish ăla, cam nebunie cu el. Dar ideea este următoarea. Tot ce trebuie să faci este să intri în solo, duo sau squad pe match normal și să te pui să pescuiești. Și de exemplu, dacă tu prinzi cei mai mulți pești din această categorie, adică nu trebuie să prinzi toți peștii, adică bine, știm că e random ce pește prinzi, dar de exemplu dacă tu prinzi 50 de top angler, spre exemplu, sau nu știu, de slurpfish, și de exemplu nimeni din Europa nu a mai prins acest tip de pește, flopper sau eu știu ce pește ați prins voi de 50 de ori într-un singur match, ei bine, o să fie simplu, voi ați câștigat competiția și după cum am spus asta se desfășoară pe regiuni, adică este Europa, Oceania, de exemplu ăștia de pe Europa nu poate să concureze cu ea de pe Oceania, nu poate să concureze cu ea din Nord America și tot așa. Da, și ideea este că ce primești? Primești un llama trophy, adică o trofeu de o llama, nu știu cum arată, poate găsim o poză și o să o pun pe episod, vedeți cum arată. Și ideea este că aveți 4 categorii, adică v-am zis top angler, small fry, flopper și slurpy. Și fiecare pește are categoria lui. Da, ei bine, asta e toată treaba. Și ideea este că mythic fish-ul are categoria lui specială. Ei bine, voi dacă pescuiți mythic fish-ul o să primiți instant pickaxe-ul acela în formă de ancoră, adică bottom feeder. Și nu înțeleg de ce scrie bottom dweller, pentru că e bottom feeder și ei au zis că efectiv au greșit chestia asta. Și acum există niște reguli și un regulament pentru toată chestia asta, pentru tot evenimentul ăsta. Și eu vă zic, dacă ți-au zis chestia asta, boom, de fapt după ce termine episodul, te duci foarte frumos în Fortnite, pe telefon, pe tabletă, pe laptop, oriunde te joci tu, frate, și începi să pescuiești, pentru că exact și chestia asta o să fac și eu. Și nu știu dacă avem undeva, nu știu dacă avem niște niște leaderboard-uri să vedem cine cât a prins, dar trebuie să ai 2FA-ul activat, Second Authenticator. Se poate pescui doar și doar cu undița. Ține minte chestia asta, se poate pescui doar cu undița. Cu harponul nu funcționează. Trebuie să ai peste 13 ani ca să poți participa la această competiție. Știu, este ciudat, îmi pare rău pentru persoanele care nu au cel puțin 13 ani, dar dacă aveți un frățior mai mare, puteți să-i spuneți, bă, știi, pescuiesc eu pentru tine, dar știi, pun numele tău acolo, bă, asta-i doar și ziceți voi la băieți acolo. Da? Și ideea este următoarea, că v-am zis, se poate doar în solo, duo și squaduri. Și este o limită pentru fiecare player, adică nu poate, de exemplu, să câștige la mai multe, evenimente. Ei bine, mi se pare o chestie super tare că cei de la Fortnite au făcut chestia asta, adică pur și simplu au... au dat
au dat o șansă tuturor, de exemplu, să primească un item gratis dacă, de exemplu, primesc Mythic Fish-ul, dacă prind Mythic Fish-ul respectiv, dar nu cred că funcționează cu bug-ul ăla pe care îl face majoritatea, bug-ul ăla pe care te bagă toată lumea pe creative și îl pune în, în vending machine. Da, dar nu uitați, undiță, boom, v-ați dus la pescuit, vă urez fir întins tuturor, mamă, zic că-s pescar din la răi de tot, bă, mie sincer îmi place să pescuiesc în viața reală, asta e o chestie din asta așa super, super out of context, dar da, trecem mai departe și vedem trailerul noului skin, v-am zis că o să apară un nou stil de pește și ia uite-l aici cum este skinul de Rambo, ce frumos arată și el a apărut odată cu această competiție, Fortnite Trigger Fish, așa se numește competiția și skinul are 3 stiluri și costă 1200 plus backbling-ul ăsta pe care de fapt e un big backbling reactiv, îl vedem așa pe fundal, este din fișierele jocului, l-am scos, nu am... Da, așa este, frumos, licărul arată din fișierele jocului, alții se uită în joc, da, și acum îți discutăm despre multe chestii pe care cei de la Fortnite le-au făcut schimbări așa în fișierele jocului și sunt niște schimbări destul de interesante, așa că vedem de exemplu că în fișierele jocului ce au făcut ei acum, pur și simplu, de exemplu, dacă adaugă un bundle sau o chestie din asta care a fost valabilă și a apărut pe item shop acum 200 de zile, spre exemplu, ei bine o să scrie toată chestia asta și vedem și pe ecran cum o să scrie last available over 200 days ago, acum 200 de zile, da. E tare, tare chestia asta. După aia următorul feature care este posibil să apară de Crăciun, pentru că iarăși în fișierele jocului au apărut chestii din astea legate de această de acest feature băgat în joc. Și uite, de exemplu, în Fortnite ne arată că, de fapt, în fișierele jocului o mică descriere este ca și cum tu o să poți dezgheța iteme. Adică, da, de exemplu, știm că sezoanele trecute exista chestia aia unde era Greasy Groove-ul și pur și simplu erau itemele înghețate. Știm că dacă spărgeai peretele respectiv era efectiv un chest după perete și nu aveai cum să faci. Ei bine, acum cred că este posibil, dacă se aprobă acest feature, să dezgheți itemele și să le spargi sau... Tot așa, da, mi se pare tot super, super tare chestia asta și vedem că, ia uite-te, o altă chestie s-a adăugat în fișierele jocului, un efect de data asta și se numește Cold Breath V2. Cred că dacă ești în biom de zăpadă sau dacă se va adăuga zăpadă pe tot Fortnite-ul, pur și simplu vei avea, știți cum iasă aburi din gură când este foarte, 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 foarte frig afară și respiri pe... respiri asta așa efectiv abur. Da, ar fi tare să fie chestia asta și pe Fortnite. Și o să discutăm acum și despre rap customizabil. Da, sincer, e ciudată chestia asta, pentru că eu mă gândeam că te lasă într-un fel să-ți faci rapul tău, să-ți faci efectiv rapul cum vrei tu. Dar se pare că nu este așa și totuși e destul de tare chestia asta, pentru că avem și backbling, avem și skin, avem și pickaxe după tot conceptul ăsta și uite că apare și rap de genul ăsta și cred că se va numi banner rap, care pur și simplu ce face, îți preia culoarea și iconița de pe bannerul tău și ți-o transformă în rap. Asta mi se pare super tare, pentru că ai o varietate foarte mare de culori, ai o varietate foarte mare de bannere și tu poți să-ți faci cam cum vrei rapul. Asta e super, super tare. Și o altă chestie adăugată în playlistul fișierului jocului, ei bine, vedem că se numește Sour Dropper 1 și 2 și Dropper 1 și 2. Ei bine... Deja știm, ne-am jucat și noi pe Fortnite Creative Dropper acum foarte mult timp și este posibil ca să apară un game mod exact ca și Dropper-ul. Știm cum este Dropper-ul, pur și simplu trebuie să sari printr-o anumită, la o anumită distanță, într-o anumită gaură, pur și simplu la perfecție și totul este foarte, foarte calculat. Bine, în mare parte poți să ai și bulan la chestiile astea, dar da, este posibil să apară un game mod numit Dropper, care este efectiv definiția foarte simplă a game modului ăsta, te arunci, boom, și ai picat într-o gaură și trebuie să aterizezi pe un safe spot. Foarte, foarte, foarte tare. Și, nu în ultimul rând, o să discutăm despre un gift care va fi iarăși gratis. Easy peasy, văd că Fortnite-ul începe să se reaxeze foarte mult pe chestiile gratis și vedem că au adăugat în fișierele jocului Twitch Promo. Este posibil ca să fie iarăși un live pe Twitch sau... să fie iarăși un bundle pe Twitch și noi, dacă ne uităm, o să primim
un item gratis. Și știi, ca de obicei, nu ne strică itemele gratis niciodată, așa că oameni buni, cam astea au fost noutățile și leak-urile pe care vi le-am adus astăzi. Sper că v-au plăcut și vreau să vă spun că urmează niște vloguri tari, pentru că zilele astea o să plec așa câteva zile și o să fac niște vloguri și o să vă arăt niște chestii super, super șmecheri. Așa că, oameni buni, o să fie Caterinca și o să fie super tare. Și nu uitați, eu am fost Sami, ne vedem data viitoare și v-am pupat. Pa, pa!